Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova consideră că Rusia și conducerea acesteia se fac vinovate de războiul din Ucraina. Circa 40% consideră că este o invazie nejustificată. Totodată, în societatea noastră se atestă un impact încă foarte înalt al propagandei Kremlinului pe subiecte care vizează securitatea, agresiunea rusă din Ucraina, relațiile internaționale și subiectele energetice. Constatările aparțin experților de la comunitatea Watchdog.md, care au prezentat un sondaj de opinie într-o conferință de presă la IPN, în care sunt prezentate lucrurile ce îi îngrijorează cel mai mult în prezent pe cetățenii Republicii Moldova. Întrebare core care am monitorizat-o de-a întregul, în toată perioada conflictului. Deci, ce este de fapt acest conflict? Aproape 40% susțin că este o invazie nejustificată în care nimeni nu a provocat Federația Rusă. 22,5% împărtășe poziția sau definiția falsă că este vorba de fapt de acțiuni în care Federația Rusă apără Republicile Populare Donbass de atacurile Ucrainei și alții 12% care sunt cei care au acceptat narativul fals că este vorba despre o operațiune de eliberare a Ucrainei din nazism. Cum au evoluat lucrurile în acest sens? Practic nicicum, așa cum din primele zile ale războiului s-au împărțit taberele, așa s-au menținut tot acest aproape un an. Da? Vedeți că variațiile sunt minime și se încadrează în cadrul marjei de eroare. Cine poartă cea mai mare vină pentru războiul din Ucraina? Putin personal 25%, 18% SUA, 17% Federația Rusă, 12% atribuie vină conducerii Ucrainei și 9% blocului NATO. Acesta ar fi top 5 ai responsabilităților. Sondajul cuprinde și un bloc privind preferințele politice ale cetățenilor, nivelul de încredere în liderii politici și preferințele de vot pentru viitoarele alegeri parlamentare și prezidențiale. Practic sunt 57% cei care nu au putut numi o personalitate politică în care au mare încredere. Dintre cei rămași, vorbim de în jur de 43%, deci vedem că peste jumătate au numit-o pe doamna președinte Sandu, 23,8%, urmată la mare distanță de ex-președintele Igor Dodon cu 6,9%, Ilan Șor 3,5%, Ion Ceban 2,1%, urmează Ion Chicu, Vladimir Voronin și singur care mai are încă jumătate de procent și mai mult este Renato Usad. Următoarea este întrebare închisă despre nivelul de încredere în personalitățile politice. Sunt mai mulți cei care spun că nu au încredere deloc sau nu prea au încredere decât cei care zic că au încredere. În rest, la capitolul pozitiv, pe primul loc se situează primarul capitalei Ion Ceban, cu un rating de imagine cumulat de vreo de 41,5%, urmat de președinta Maia Sandu cu 38,6% și ex-președintele Igor Dodon cu 37,2%. Intenția de vot, pe primul loc apare partidul PAS cu 23,4%, urmat de blocul comuniștilor și socialiștilor cu 22%, partidul Șor 11,3%. Scopul acestui proiect este de a efectua cercetări și de a realiza 4 sondaje de opinie în perioada ianuarie-mai 2023 și alte analize privind impactul dezinformării și manipulării și propagandei toxice asupra opiniei publice din Republica Moldova. Sondajul a fost efectuat în perioada 17-26 ianuarie 2023 pe un eșantion stratificat de 1001 persoane cu vârstă cuprinsă între 18 ani și mai mult.